printre participanții la sărbătoarea Roadele Toamnei de la Vața s-au numărat și membrii Alianței pentru Unirea Românilor din județul Hunedoara. Senatorul Vasili Căpotecă este de părere că anul acesta micii producători și agricultori au avut de suferit din cauza secetei, motiv pentru care oferta nu a fost chiar atât de îmbelșugată. Dar situația se poate schimba radical dacă aur va câștiga alegerile. Astăzi este foarte important că suntem la Vața, suntem aici să culegem roadele agriculturii românești și să reiterăm mesajul domnului președinte George Simion care ne-a transmis cât este de important să susținem, și cât este de importantă agricultura românească. Din păcate, dacă observăm și ne uităm la toate standurile și să trecem spre toate standurile, ele nu sunt atât de bogate ca în alți ani, pentru că seceta din ultima perioadă i-a afectat foarte mult pe agricultori și suntem aici să-i susținem, să le spunem că noi vom veni la guvernare. George Simion va câștiga alegerile uh, în data de 8 decembrie. Și să aibă încredere că la anul vom avea o sărbătoare triplă decât este astăzi, cu mult mai multe produse românești pe masă. Senatorul Hunedorean și-a exprimat nemulțumirea și cu privire la interdicția instituită la nivel național privind organizarea de târguri de animale. Interdicție care a atras falimentarea mai multor fermieri din zootehnie. Trebuie să vă spun că regretăm profund faptul că tergurile de animale... Au fost închise în uh, județul Hunedoara și în toată România. Uh, lucru care este complet nepermis. Am văzut astăzi aici oficiali ai statului român care vin să uh, admire produsele de origine animală. Fără ca animalele să mai poată uh, circula în mod liber uh, la vânzare în județul Hunedoara. Facem încă o dată apel la statul român la oficialitățile statului român, la instituțiile statului român să de redeschidă târgurile de animale din județul Hunedoara și din toată România. Am înțeles că este o problemă pe o vine. Noi înțelegem acea problemă, dar ea nu putem trata mereu problema târgurilor prin închidere și nu prin tratarea animalelor.